dumneavoastră personal sunteți mulțumit de cum au fost împărțiți banii în varianta finală a PNRR-ului? Acum vă spun ceva. Fiecare om politic își dorește ca pe zona unde activează să vină cât mai mulți bani. Este adevărat că anumiți bani au plecat pe zone care sunt deja dezvoltate și se dorește o dezvoltare continuă acolo. Vă referiți să zicem, la Cluj? Ar putea fi o nemulțumire și din partea mea și din partea altor colegi care reprezintă zone mai sărace și ne-am fi dorit să vină mai mulți bani pe această zonă. Dar, din păcate, multe programe nu pot fi accesate pentru că nu se îndeplinesc condițiile pe acele zone. Uite, pentru infrastructură și sunt bani pentru metrou. Asta se poate face doar în București sau Clujul dorește acum să facă metrou. Nu poți să faci metrou la Târgoviște, că nu se justifică investiția. Știți? Deci pe anumite paliere nu se puteau accesa bani, dar într-adevăr cred eu că cu un pic de gândire s-ar fi putut aduce bani și pe alte axe, pe alte proiecte care ar viza și zonele mai sărace.